Așa cum știți, a venit deja gerul în mai multe regiuni din țară, temperaturi foarte scăzute deja de ieri. În estul Carpaților Meridionali s-au înregistrat în această dimineață minus 20 de grade Celsius. Discutăm despre această răcire a vremii, despre scăderea temperaturilor, chiar acum în direct cu Elena Matescu, director general ANM. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața! În regiunea Vârful Omu am văzut minus 20 de grade, în vestul Carpaților Meridional minus 17 grade. Unde va fi cel mai frig în perioada următoare și ce temperaturi vom avea în București? Pentru că e clar că, deși ieri, de pildă, a fost vreme frumoasă, soare, foarte senin, am simțit cu toții frigul. Într-adevăr, o dimineață foarte rece, cu valori de temperaturi sub pragul gerului, luând în considerare minimele sub minus 10 și la această oră, de altfel, la ora 8, înregistrăm la Vârful Omu cea mai coborâtă temperatură, minus 20 de grade Celsius, și în restul masivelor montane, de asemenea, minus 15, minus 17 grade Celsius. Nu în ultimul rând, și în zonele mai joase de relief, temperaturile sunt negative, inclusiv în capitală, minus 2 grade, doar în zona litoralului și în partea de sud-est a Moldovei avem la acest moment valori pozitive de 1 până la 3 grade Celsius și vremea va continua să se răcească și pe parcursul zilei de azi și al nopții de marți spre miercuri, pentru că vorbim de valori termice care se pot situa sub ceea ce ar fi normal pentru această perioadă din calendar și la nivelul maximelor vorbim de valori de minus 4 până la cel mult 5-6 grade și minime în zonele de presionare din estul Transilvaniei mâine dimineață sub minus 10, minus 15 grade până la cel mult minus 1 grad în zona litoralului. Iată temperaturi negative în toată țara. Din punct de vedere al regimului de precipitații, este posibil ca în zona Carpaților Orientali să mai ningă slab și nu în ultimul rând să mai vorbim și de precipitații mixte în partea de sud-est a țării, iar vântul să prezinte intensificări în zona montană înaltă și în sudul Banatului. Urmărim, doamnă Mateescu, trebuie să le spunem telespectatorilor, imagini de la prietenii noștri, meteorologii de la stația de pe Vârful Omu. Sergiu Olteanu ne-a trimis aceste imagini de ieri. Vedem că a nins foarte mult acolo și, de fapt, cele mai scăzute temperaturi sunt înregistrate acolo, minus 20 de grade, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră. Vorbeați despre estul țării cu temperaturi ceva mai blânde, 2-3 grade. Vreau să vă întreb dacă avem în acest moment estimări când va ninge în București și când poate se vor mai îmblânzi temperaturile. Dacă va ninge în București sau nu în următoarea perioadă, este prematur să ne pronunțăm, cel puțin așa cum arată actualizarea estimărilor din această dimineață pentru intervalul 12 decembrie 2022, 9 ianuarie 2023, evidențiază faptul că această săptămână va fi mai caldă decât în mod obișnuit, în special în jumătatea estică a țării. De asemenea, tendința unui regim de temperaturi mai ridicat decât în mod obișnuit se menține și în săptămâna 19-26 decembrie, săptămâna sărbătorii Crăciunului, cu valori de temperaturi și abateri termice pozitive, în special în regiunile centrale și mai ales în zonele montane, și nu în ultimul rând chiar și săptămâna 26 decembrie 2 ianuarie, săptămână care include sărbătoarea trecerii în noul an 2023, tendința mediilor valorilor de temperaturi ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor rămâne de asemenea de interes și abaterile termice cele mai mari fiind la acest moment de așteptat în zonele intracarpatice, ceea ce poate însemna că un regim de temperaturi mai cald va aduce cu siguranță o probabilitate mai ridicată să înregistrăm precipitații predominant sub formă de ploaie. Mulțumim foarte mult, doamnă Mateescu, a fost directorul general ANM în direct la știrile dimineții.